Peste 100 de buzoieni au ținut să fie prezenți la monumentul Regimentului 48 Infanterie pentru a sărbători Ziua Armatei Române. Manifestațiile au început cu un tedeum urmat de o scurtă alocuțiune a comandantului Diviziei 2 Getica și de o depunere de coroane. Epilogul festivităților a constat din defilarea gărzii de onoare pe acordurile muzicii fanfarei militare a garnizoanei Buzău. Împărate cereți să fie dobe, bucur adevărului, care pretutindea ești, toate împinești. Datorăm un profund respect față de soldatul român, care s-a jertfit, rămânând de cele mai multe ori anonim, pentru ca numele său să se identifice pentru eternitate cu cel al țării și al poporului său și față de întreaga armată română, dovedind un admirabil simț al istoriei. Militarii români din toată țara și din toate teatrele de operații sărbătoresc astăzi Ziua Armatei Române prin organizarea unei ceremonii militare, dar și a unor activități culturale sau sportive. La Buzău, evenimentul a continuat cu o sesiune gastronomică, în cadrul căreia garnizoana Buzău a oferit mai multe sute de porții de fasole cetățenilor. Ora 19:30 a consemnat ceremonia de retragere cu torțe pe traseul Piața Dacia, Alea Trandafirilor, Bulevardul Unirii, garnizoană. Un moment foarte important pentru Armata Română. Ziua de 25 octombrie, așa cum bine știți, o sărbătorim în toate garnizoanele din țară. Vrem cu această ocazie să mulțumim pentru jertfa eroilor patriei în cele două conflagrații ale secolului 20. Mai ales că la anul sărbătorim centenarul de la încheierea primului război mondial și realizarea României Mari. Personal consider că Ziua Armatei trebuie sărbătorită împreună cu familiile, împreună cu cetățenii urbei în care ne desfășurăm activitatea. Trebuie să știți că înainte de toate, înainte de a fi militari, suntem și soți, suntem și tați, suntem și membri ai comunităților locale. Ziua Armatei Române sărbătorește eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupație străină, în urma bătăliei de la Carei.